Este ora 16. Bună ziua, sunt Cristina Grecu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri, pe scurt. Un proiectil neexplodat din cel de-al doilea război mondial a fost găsit cu două ore în urmă pe șantierul de la Cadeu. Respinge criticile Direcției Naționale Anticorupție, care susține că banii alocați ei în bugetul pe anul viitor sunt mai puțini decât în acest an. Meteorologia anunță pentru mâine vreme în general frumoasă cu valori termice pozitive, la prânz între 2 și 9 grade. Acum la București sunt 3 grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloane de mercur. Un echipaj din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a intervenit pentru ridicarea unui proiectil din curtea Palatului Parlamentului din București. Echipa pirotehnică a fost solicitată printr-un apel telefonic la Serviciul Unic de Urgență 112. Purtătorul de cuvânt al echipei, Doriana Lupu, a precizat pentru Radio România Actualități. Acesta a locul intervenției, echipa pirotehnică.